Bogdan. Am discutat cu președintele Chisca și aspecte care vizează proximitatea Uniunii Europene și am căzut de acord că este necesară o abordare strategică cu privire la parteneriatul estic, injectarea sa cu o nouă viziune, astfel încât partenerii noștri să fie stimulați în dezvoltarea relației cu Uniunea Europeană. Am vorbit în acest context, evident, și despre Republica Moldova, despre cum putem sprijini mai bine consolidarea proceselor democratice și a reformelor, astfel încât Republica Moldova să avanseze pe drumul european.